Bună, sunt Mia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. Concurenții de la sezonul 1-7. Vreau să încep cu Dani, că mi-a plăcut extraordinar. Știți că eu l-am simpatizat, am mai spus asta, încă îl simpatizez. A făcut un live cu el îmbătrânit, nu știu ce aplicație a găsit el, dar chiar ziceai că are vreo 70 de ani. Și vocea era schimbată. Și vocea era, avea ochelari, părul alb, și răspundea la întrebări. Chiar intrase o fată și vorbea cu dumneavoastră, chiar l-a crezut că el e bătrân. Chiar zicea, mai încet, că la vârsta mea mi-a plăcut de extraordinar, ce am putut să râd. Apoi a intrat un băiat și tot la fel, jucau. Și bineînțeles că cereau tap-tapuri, cum e acum joc acesta pe TikTok. Fata a vrut meci, el făcea că da, hai să jucăm, au jucat și au mai discutat, dar zice el către ea că are nepoată de 22 de ani, zicea, ai fi putut să fii nepoata mea, păi câți ani are nepoata, zice, are 22 de ani, mi-a plăcut asta, el săracul la 23 de ani, 24 cât are, ar fi trebuit să... Nici fată nu putea să aibă de 22 de ani, normal. Dar e foarte glumeț că de asta l-am și simpatizat. Foarte rar servesc pe Dani, cum l-ați văzut și în sezonul trecut, în sezonul 7, să fie nervos. Foarte rar. L-a mai enervat Loredana prin casă pe acolo, înainte să plece ea, că a crezut că dacă iese, îl ajută să câștige. N-au reușit, pentru că nu e după ea. Și nici măcar după votanții, este doar după staff. Așa că Dani discuta cu fata aia și zicea că ce face, adună bani de pe TikTok, vrea să-și pună silicoane ca toate fetele, fix asta era întrebarea lui, dar nu s-a supărat pentru că venind din partea unui om în vârstă, cum credea ea că este, i s-a părut ceva... Normal, așa. Apoi mai juca puțin și... Și-au închis, bineînțeles. Azi e fata să vedea că el care țăgaș. Uite, mă, te-au prins ăștia, vezi? L-am prins. Nu sunt libere, nu sunt. Păi ce, mai faci și noi, râdem, glumim ce suntem aici. Dar să jucăm mai ne și distrăm. Am prins și personajul, dar nu mai este vocea. Nu înțeleg ce se întâmplă. Dar nu mai râde că tu mă îmi tai. Eu nu aud. Jucați. Eu ăsta că el are susținere mare, guys. El nu e ca noi, da? El e vegetă, bun? Vegeta ești tu. Flaviu! Dacă, o să punem și mănușa, da, ca să-l luăm, da, guys, ca să punem noi că avem niște oinuri. Flavius, te pup! Hai, corpoiu, pune-ți mănușa! Eu nu sunt nicio vegetă! Nicolae, te pup, pune mănușa, Nicolae, că ne ia! Nicolae, pune mănușa! Hai că mai avem 13 secunde de ordoi, dacă puneți mănușa e perfect, putem să-l luăm. Bun, dați pe mănușa, avem două mănuși, dați cadourile pe mănușă că ne-a dat ceață, guys. Gata, nu le puneți toate că expiră. Dați pe mănușă. Mulțumesc, Nicolae, cadoul ăsta nu l-a luat pe mănușă, încearcă să schimb cadoul, schimbați cadourile, guys. Ajutați-l pe Nicolae un pic, vă rog. Vedeți că pleacă mănușile aiurea și nu facem nimica pe mănușă, guys. Nu facem nicio treabă! Pe mănușă! Pe mănușă! Bun, punctul ăla l-a luat la oricine. La oricine. Guys, dați pe mănușă, pentru că mai avem 11 secunde de mănușă, ce dați intră la oricine. Pe mănușă le-ai dis! Măi, dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă, te bat? Te-am
spune să arate pe Diana Sund la Mireasa sezonul 7. I-am sezonul urmărit. 99 suntem, da? Dacă mai are cineva mănușă, este... Nu mai, dar iar Crăciunul viitor ai mănuși. M-a bătut, am avut 3 mănuși și nimeni n-a știut cum să dea pe mănușă, frate, așa ceva mai rar. Mai jucăm sau pa? Da. Eu fac praf de tot și știu că vorbesc așa. Doamne, dar filtrul să mă fac fată, nu reușesc, aici mă, acolo cred că m-aș pice pe mai bine. Deci fii atent că pe cineva păcălesc. Fii atent. Că am mai văzut femei. Fii atent. Hai, așa, pisi. Pisi. Ai. Stai așa să bag în frumus, ăsta, în frumusețare mare. Să-mi ascund de barbă. Nu zici că-s avatar. Nu, chiar așa. Da. Fuego, tu ești fuego. Mircea, ești puțin după live, cu prietenul meu din Plăiești. Ești puțin după live, nu e ceea ce pare. Mircea, ești un pic după live, nu e ceea ce pare. Mircea, ești un pic după live, te rog. Nu trebuie să mă vezi în... Am luat un pic razna. Lasă părul, așa, ce vrei să faci? Nu fac nimic la păr, ca o să intru cu cineva. A. Te pune ea pe mișuri. Taci. 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 Pisi. Și taci. Vorbesc eu. Da, și nu, cum mișcăm buzele în același timp? Avem... Fă așa, mișcă buzele. Stai că nu mi-acceptă băieți. E soția lui Dani Crețu. Nu trebuie încărcătorii, băie, nu încărcător. Luăm fără baterie. Și nu prea am de să... Scoate bradul și aduc prăjitorul în coar. N-am cum să-l aduc aici. Cum? Trage cu tot. Da, Doamne, iartă-mă. Scoate bradul și dă-l în coar. Așa, așa. Trage bradul. Scoate bradul. Ține un pic. Așa. Cade bradul. Ai! Aruncă bradul, dă-l, Doamne, iartă-mă de bradul. Am mai văzut femeia așa cum sunt eu acum, ce? Mi-am dat și barba jos. Stau și... Stau un pic mai așa. Stai așa, mâncați ești. Stai așa, mâncați ești. Tot ce ai tu. Pune cercei. Diana! Vino cu a! Vino cu a un pic! Vino încoa! Ce? Dă-mi cercel! Nu! Dă-mi cercel! Păi vezi, intru în rol, dă-mi cercelul, că am gaură în râie. Păi nu am gaură, ai nu păi stau așa! Că ești pocăită! Sunt pocăită! Nu pocăită! Ești penticostat! Sunt penticostat! Hai! Bună! Ce faci? Gata, hai! Un meci joc așa, atâta! Da, e o problemă. Da, dar când m-ați votat așa în zi, când am făcut asta în casa Mireasa, ați râs, am ieșit în top și am și câștigat. Atunci n-a mai fost o problemă.
Adule. Au. Cu cine fac? Hai, spune-mi, fă-te un mic-o sau doamne, te rog. Nu, nu. De ce? Vin domeniul tău. Mă, lasă-mă, ce domeniu, mă? Lasă-mă, Robert! Nu vreau, mă. Ce domeniu, mă? Hai să te... Auzi? Auzi? Da. Vorbește că... Jucă? Da, sigur. Da-ți-mi... Oh, Natalio. Nu vrei? Hă? Nu mă rog, lasă-mă. Mergi să ne luăm pastile? Hai. Hai să luăm pastilele de nebun. Trebuie să ne iau și pastila. De unde sunteți? În București. Tu? Ești. De unde? Ești, ești. Ah. Cine Dănuț? Cine? Nu cred. Nu cred Dănuț. Bă, da, să știi că mă văd chiar bătrân, bă, fără netezire. Păi nu pot să intru. Da, o ce zic ăștia de la mine că ai filtru? Dani. Sunt trans. Cum? Sunt trans. Trans? Ce înseamnă trans? Și, și. Și da, Irina. Mami. Și pe parte și pe parte. Mami. Ce bine că ești fericit. Ești fericit, nu? Nu m-am născut în corpul care trebuie, aia e singura problemă. Dar nu ești fericit? Mă bucur pentru tine. Aș fi dorit să fiu și-o fericit. Și dacă eram trans. O să încercă? E mai dureros când intră prima dată. Părmă, ok. Lasă, cu durerea și cu asta te împaci repede, îți dai seama.